Bună, dragii mei, și bine v-am regăsit! Astăzi vreau să vă prezint un mic dejun rapid și sănătos. Începem prin a face pasta de avocado. Vom avea nevoie de un sfert de ceapă tăiată mărunt. Zdrobim ceapa în mojar sau puteți folosi și un blender. Adăugăm un avocado. Adăugăm o jumătate de lime și un praf de sare și zdrobim bine până se formează o pastă omogenă. Tăiem mărunt 3 roșii cherry și le adăugăm la pasta de avocado. Amestecăm bine până se omogenizează. Cu o formă rotundă, tăiem mijlocul unei felii de pâine. Le ungem cu puțin ulei și le punem într-o tigaie până se rumenesc. După ce s-au rumenit pe o parte, întoarcem feliile de pâine și spargem un nou în pâinea decupată. Iar apoi servim. Punem prima dată o felie de pâine și pasta de avocado, iar deasupra punem felia de pâine cu oul. Eu vă urez poftă bună, iar dacă vă plac rețetele mele, nu uitați să vă abonați!